tuturor celor din zodia Gemeni și bine v-am regăsit la citirea generală pentru perioada 1-15 septembrie 2023. Și vom începe cu un număr divin, cu un element de timp care o să vă ajute foarte mult în perioada următoare. Și avem numărul 7 veți determina anumite circumstanțe sau cum se vor întâmpla anumite lucruri în viața voastră și poate fi ca element de timp șapte zile sau șapte săptămâni de acum încolo. Dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți să-mi lăsați un like, să vă lăsați aprecierea sau să vă abonați acestui canal care este deci abonarea este gratuită să știți nu vă costă absolut nimic să apăsați acel buton să puteți urmări în continuare toate citirile pe care le voi posta pe viitor. Voi aveți și un mesaj suplimentar steaua. Aveți o speranță, aveți o dorință, aveți un vis pe care doriți să-l materializați. Poate aveți și uh, un contact cu zodia uh, Vărsător. Treceți printr-un proces de vindecare. Nu sunteți sigur 100% că ceea ce vă doriți cu adevărat sau ceea ce sperați voi că va fi bine se va și întâmpla, dar cel puțin aveți multe momente în care dorința voastră este foarte arzătoare și se poate adeveri. Energia principală pentru prima săptămână din. Luna septembrie vine cu turnul, un final brusc, o situație care vă ia pe neașteptate, un element surpriză care nu este chiar o surpriză plăcută. Ceea ce ați crezut până acum se clatină, se dărâmă în legătură cu un angajament. Mare atenție dacă sunteți stogodiți, dacă vă pregătiți pentru un eveniment important din viața voastră pentru că apare ca un zbucium, vorba de o căsătorie, de o mutare împreună, de un legământ, de o promisiune, o bucurie, poate fi cu zodia fecioară sau semne de foc, verbecleu, săgetător văd dorința voastră de a vă retrage și de a vă gândi cum s-a putut ajunge în situația aceasta sau ce trebuie să fac pe mai departe, că sunt ca niște găinării. Aici văd că v-ați baza foarte mult, că scăpați de niște greutăți prin niște vorbe care nu au fost sau nu sunt corecte, cinstite, adevărate. Și aduce multă supărare, pentru că aflați că, de fapt, lucrurile nu stau așa cum vi s-au spus până în prezent. În a doua săptămână văd un sprijin emoțional, un sprijin financiar, vi se oferă o mână de ajutor, primiți niște atenții din partea cuiva sau vi se cere iertare pentru o trădare care a avut loc în prima săptămână sau va avea loc în prima săptămână din luna septembrie. Cineva chiar vă pune la pământ pentru că sunteți foarte dezamăgiți și nemulțumiți. Poate exista și foarte multă tensiune în viața voastră pentru că încercați să puneți niște detalii la punct și cu cât se apropie un anumit eveniment sau cu cât încercați să fiți cât mai, nu știu, corecți, să aveți reușită să um, rezolvați tot ce aveți de rezolvat Parcă vi se pun bețe în roate și încercați să găsiți o cale să ieșiți din această zonă Oricum se încheie un ciclu dureros, poate recuperați o sumă de bani Sau um, are legătură cu o relație, are legătură cu imaginea voastră Ați dăruit foarte mult și parcă nu primiți în aceeași măsură Dar uh, aici veți primi de la divinitate să știți o persoană vine și vă cere iertare sau se căiește pentru ceea ce v-a făcut, da? pentru că v-a creat foarte mult stres, vă creează foarte mult stres, e ca o pierdere. Trebuie să fiți atenți în perioada aceasta, da? să nu vă pierdeți răbdarea, să nu pierdeți actele, să nu pierdeți sume de bani, pentru că trebuie să rămâneți în, într-o vibrație înaltă, să vă gândiți pozitiv, să mențineți această situație constant dar și să nu vă focusați poate pe ce se întâmplă negativ. În dragoste văd încăpățânare, foarte multă încăpățânare din partea persoanei iubite, dar această persoană vă iubește, să știți, numai care are un mod dubios de a vă arăta această iubire. Apar noi începuturi, noi începuturi pentru voi, un nou mod de a aborda relația, vi se declară dragoste așa peste noapte, veți fi șocați de atitudinea cuiva, dar văd și un final cineva aici nu va mai accepta o anumită atitudine poate voi veți pune gata până aici nu mai suport să faci asta nu mai vreau să-mi vorbești așa nu mai vreau să te comporți așa și așa mai departe puneți piciorul în prag pentru că văd un final un final natural un final, o transformare care Vă face să vedeți totul diferit. Voi veți trece prin niște situații care vă dau viața peste cap. Din punct de vedere profesional, foarte multă stabilitate. Poate voi susțineți tot sau voi munciți mai mult decât persoana iubită sau sunteți proprii voștri... Uh, propriile voastre ajutoare, sau nu știu cum să mă exprim. Vă o cale de a munci mai mult sau poate de a primi o ofertă, faceți un drum important pentru un job sau pentru a îmbunătăți siguranța profesională, poate mai studiați ceva, mergeți la niște cursuri, văd un noroc care vine din punctul acesta de vedere, nu, ar, nu ați întâmpina probleme, poate aveți nevoie de un concediu și veți cere, vă veți cere drepturile, la locul de muncă și văd că există foarte multă speranță. Poate fi și o discuție legată de o mărire de salariu sau dorința voastră de a crește. Sunteți stabil din punct de vedere profesional, dar știți că puteți mai bine de atât. Puteți reuși mai mult de atât și aveți speranța aceasta. Financiar, cred că faceți un drum pentru o sumă de bani sau... Ori unii dintre voi vă cumpărați mașină, ori vindeți o mașină, ori plătiți un drum cuiva. Văd o bucurie, participați la un eveniment sau primiți o sumă de bani pe care o așteptați de foarte mult timp, iar lucrul acesta vă încântă foarte tare, că apar noi surse de venit, recuperați niște bani, da? Poate vine o sumă neașteptată, o sumă de bani cadou, care vă ia prin surprindere pentru un eveniment pe care îl organizați voi sau pentru a reuși să vă îndepliniți un vis. Poate fi vorba și de câștigarea unui proces unde ați fost înșelați, ați fost strădați sau vi s-a luat un bun. Din punct de vedere al sănătății, veți sta destul de bine pentru că ați trecut peste ce a fost mai greu. Acum îmi apare procesul de vindecare. Unii dintre voi mai puteți întâmpina situații mai, cum să vă zic eu, care vă creează disconfort dacă aveți o muncă de birou, dacă uh, nu aveți activități, da, puteți întâmpina partea de jos sau pe digestie anumite probleme, dar văd că veți găsi soluții. Luați un ceai și o să știți că este foarte importantă în perioada următoare, dar se pare că unii dintre voi nu puteți să vă odihneți prea bine, că aveți bebeluși. Sau e o grijă pentru copii sau apar niște simptome noi pe sănătate. Provocarea vine cu o cumpănă din trecut, cu o greutate din trecut, o suferință pe care tot o purtați, instabilitate. Revine ceva din trecut care, într-adevăr, vă dă tot universul peste cap. Dar. Văd că nu veți sta în energia aceasta, ci veți căuta să vi se facă dreptate, să aflați adevărul, să clarificați situația respectivă, că nu vreți să trăiți în nesiguranță sau în necunoștință de cauză. Vreți să aflați, vreți să știți și chiar primiți uh, un mesaj, un telefon care să vă umple inima de bucurie. Poate fi o perioadă destul de tensionată pentru unii dintre voi dar fiecare va fi tensionat în felul lui, Na, depinde de la situație la situație, să nu uităm că aceasta este o citire generală. Surpriza vine cu o propunere, cu o mână de ajutor care vi se oferă cineva de la drum, care vine să vinde cerana din sufletul vostru, care s-a redeschis. Da, ce poate fi un conflict în familie, poate fi o problemă legată de locul de muncă, lege, un proces, o împăcare, E o situație oricum pe care o duceți în spate de mult timp, dar acum găsiți calea să ieșiți din încercările acestea. Persoanele cu rele intenții pe care le veți pune pe gânduri. Poate aveți de face cu semne de foc, berbecleu, săgetător, balanță, capricorn, apareși la voi, vărsător, gemeni, rac, scorpion și pești, ca și zodii. Ca și surpriză, vindecați o rană prin Dreptate, vi se face dreptate după o lungă așteptare, dacă v-ați simțit rău, parcă vă faceți niște curățări, aici vă rupeți de anumite toxicități și vă îndreptați către o cale sănătoasă, aveți șansa de a vă gândi mult mai mult la voi sau de a pune mult mai mult preț pe voi și pe ce vă doriți voi pe viitor. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!